Oficial, această casă este înregistrată la cadastru drept construcție agricolă. În realitate, însă, este moșia fostului deputat Nae Simeon Pleșca. Construcția agroindustrială în contextul dezvoltării ramurii albinăritului. Dar au fost pandemie, chestii, dar asta e valabil să fie. Acolo aveți albini? Ne pregătim. Adică vreți pe viitor să faceți, să dezvoltați? Nu, sigur, să dezvoltăm chestii, bine, și așa mai departe.